Noi acum am ieșit la o mică plimbărică și adorăm faptul acesta că a venit primăvara, copacii au înflorit. Sunt superbi. Hristos a înviat din morți. Noi am ajuns acasă. Soțul s-a pus să facă cartofi. Hello. Și copiii s-au pus să mănânce înghețată și uitați, ne-am pus și desenul Madagascar 3 și în timp ce eu cu Filip și cu Melea ne mâncam înghețata, uitați, Melea a pus capul pe masă și a adormit. Eu vreau înghețata lui Melea, că dacă se supește. Ți-o dă, mami. Dar tu ai mâncat toată? Da. Ok. Și uitați la ea. Toată moșcușa de înghețată a dormit cu capul pe masă, deci nu ne vine să credem. E prima oară când pățim cu ei așa, nu, iubire? Scumpa, eu văd prea somn. Am venit de la plimbare și copiii mâncau înghețată. Eu am avut chef să pregătesc eu astăzi de mâncare și am curățat cartofii. I-am tăiat, după cum ați văzut, încă am curățat prea mulți și am lăsat și pe mâine dacă avem cumva chef să facem altceva cu cartofi. Acum o să-i prăjesc așa felii cu măs. După care o să pun în altă tavă niște crembuși sau bacon, depinde ce vreți. O să frig un pic și acel bacon, după când sunt gata cartofii, pun deasupra peste bacon cartofii, adaug 2-3 ouă, câte vreți voi, și prăjim totul împreună. Dacă vreți, se poate adăuga și parmezan, mie îmi place și adaug parmezan sau mozzarella. Și acesta o să fie cina noastră, pe lângă, nu știu, o să facem ori castravete proaspăt sau o salată de varză. Așa că fiți cu ochii pe noi și dacă vă place ce pregătim noi, dați un like să fie câte mai multe, pentru că ne ajută foarte mult și vreau să vă mulțumim cu ajutorul comentariilor și like-urilor, vizualizărilor pe care le avem. Încet, încet începem să creștem comunitatea noastră. Și curând ne apropiem de 2000 și o să mai facem un giveaway. Așa că doar cu ajutorul vostru putem crește și vă mulțumim. Aici sunt cartofii ce am curățat, aici cei ce ne-au avansat, i-am lăsat în apă să nu se înnegrească. Am scos de la congelator niște crembuși să tai mărunt. Uleiul este gata. O să pun cartofii. O să dau la foc încet, îi las acum să se prăjească. Am pregătit 4 ouă, o să pun parmezan. Aici am pus crembuși de solamiar. Deci am rumenit un pic salamiorul, acum sunt și cartofii gata, o să îi extrag de aici așa încet. O să îi scurg de ulei și pun direct în tigaia următoare. Am
pregătit tava de cartofi, o mai pun aici. Am aranjat în cealaltă tavă. Acum am pus ouăle deasupra peste cartofi, să amestec bine și vă arăt imediat. Încercăm cât de cât să luăm cartofii mai întregi, să nu-i sfărmăm. Am pus deasupra și un pic de parmezan și iarăși amestec. Mâncarea mea este gata, poate nu are un aspect atât de fabulos sau de frumos, nu știu cum să zic, dar este super bună ca pe vremuri, cum se făcea înainte. Așa că acum o să fac și o salată de varză și ne punem la masă. Și salata de varză este pentru prima dată când încerc la Thermomix, deci trebuie tăiat cotorul de la varză, mi-a ieșit așa și mărunt și un pic mai mare. Dar îmi pare că este destul de bine să nu mă mai chinui cu răzălitoarea sau cu cuțitul. La Thermomix pui 3 secunde, rapiditate la cuțit 5 și tai cotorul la varză și tai bucăți de 3-4 cm și pui în bol, după care dai drumul și varza este așa. Acum o să pregătesc farfurioarele, o să condimentez salata cu ulei, cu sare și piper negru și ne punem la masă și vă arăt cum arată și farfuria. Deci farfuria mea arată cam așa, nu este foarte spectaculoasă, dar super gustoasă. Să avem poftă, copiii o să mânce după ce se trezesc, au luat somn amândoi. Sei, sei, amza, ceau tata, hai că papsi tu un pic, da? Cartofel. Am venit la dentist, acum mama a terminat pe mine și îl începe pe Pit, are de extra să mă sea. Uitați ce gură strâmbare. Are de un rău de altă, că l-am făcut aia. Mai înainte stătea el pe scaun aici și râdea de mine. Acum invers. Noi iarăși am fost la TK Maxx, acum plecăm. Hai să vă arăt ce am cumpărat pe jor. Ca acasă nu știu dacă mai am timp. Pentru Amza i-am cumpărat această jucărie care când o agiți începe să cânte și a costat 8,99 €. O cărțulie tot cu un telefonaș ce cântă cu muzică și am dat 4,99 €. Pentru mine un parfum de la Adam Levine și am dat 16 €. Aici nu scrie prețul acum. Un borcan pentru depozitarea pastelor sau cafele, încă nu ne-am decis. Și acesta a costat 9,99 € și are deschizătoarea foarte faină. Numai deschis și închis. Foarte drăguț. După care mai avem exact același box, doar că patrat, pentru pâine, croasante, biscuiți. Și asta a costat 14,99 €. Pentru copii am luat câte o carte din aceasta de colorat cu Tom și Jerry și Peppa Pig și fiecare a costat câte 1,99 € bucata. Deci mi se pare un preț rentabil. Un set de 2 tricouri și 2 perechi de pantaloni scurți pentru Filip, 24,99 €. 24,99 €. Încă un box din acela de depozitare. Acesta a costat 12,99 €, este mai micuț. Pentru copilași am cumpărat, când mergem la mare, ochelari de apă pentru junior, 2-5 ani. Nu am mai reușit toate cumpărăturile să le arăt în când eram la TK Maxx, că ne-am grăbit, dar au mai rămas câteva produse și am vrut să vă le arăt că am ajuns acasă. Am mai luat pentru mine o pereche de sandale pentru vară și am plătit 39,99 €. Pentru Filip o pereche de ochelari de la Spider-Man, că i-au plăcut foarte mult și am dat
4,99 €. O cutiuță de ciocolată Lindor. Vrem să facem cadou pentru Filip o carte tot cu Spider-Man. Are o mașinuță. Are o mașinuță aici, nu se focusează bine. Și cartea când se deschide are un traseu pe care circulă mașinuța. Pare foarte drăguță și faină. Și am plătit 6,99 €. Pentru Melea am cumpărat aceste sandăluțe de la Michael Kors, numărul 25, și am plătit 29,99 €. Și iarăși pentru mine am cumpărat această geacă gen oversize pe crem de la Bershka și am plătit, nu știu unde este prețul, 14 € de la 46, că era în reducere. Ciao, tata! Vrei să colorezi deja? Vrea să coloreze, Bobo? Ei, amțea! Ciao, tata! Frumusețe! S-a frezat și Filip, prietenii mei Manu și Cristi au pasiunea asta pentru freză, așa că i-au tras o freză și la Filip. Și îți place cărțulica? Da. Îți place cartea? Da, eu vreau să mă zoc. Imediat, tati. Imediat o să o deschidem, bine? Uite-te! Da. Uite-te, ăsta spider. Da. Uite, Melea, îți plac sandăluțele? De fetițe, de prințese. Tu ești iarăși murdară de ciocolată. Încercăm jocul lui Filip. E fain, Filip? Da. E super, nu? Trebuie doar pe un loc drept, pentru că cartea este nouă și nu traseul încă nu este bine figurat. Ia piciorul, tata. Gata. Wow! Gata. Fain! Trebuie să mai învârtim. Mai, da. Mai. Dar trebuie să ții de roți. Amza! Amza, deja mergem în patru labe. Uite, bravo, tata! Asta, hai să vezi tu mașinuța, tata. Hai! Hai, tata, hai! Bravo, măre! Bravo, e bine, hai sus! Opa. Hai! Hai, sus! Sus, tata! La Amza îi place mai mult să stea așa în două piciorușe. Da, că... să reușești să stai câteva secunde și singur. Sperăm că v-a plăcut și acest vlog. Nu uitați că ne face mai plăcere să ne dați un like, un comentariu și noi ne revedem data viitoare la un alt vlog. Până atunci, numai bine și sănătate! Pa, pa!